Doamne, dacă vă enervează Romi TV, hați, treceți pe canale 5 sau pe Rai 1. Romi TV numai. Pe Rai 2. Cum? Nu mă deranjează Romi TV, mă deranjează comportamentul tău. Păi ce spun? Când vedeți, mă vedeți pe mine că mă compor necivilizat, nu știu. Treceți pe Antena 3, că se comportă acolo civilizat. Nu schimbați subiectul. Băsescu cu dumneavoastră și Pont. Nu schimb, doamne, subiectul. Dar greșiți, ca să fiu foarte elegant. Greșiți, greșiți profund, profundamente greșiți. Fiindcă eu sunt un nebun care în loc să-mi cheltui acum bani în folosul meu personal, îmi cheltui în folosul dumneavoastră. Plătesc în acest moment ca să mă vedeți, ca să vă destup la minte un satelit, un curent electric, un angajat, un combustibil și așa mai departe, ca să spun la oameni, ca să propovăduiesc niște idei. Ori aceste lucruri n-ar ajunge la dumneavoastră, la dumneavoastră cei mulți, fără, din păcate, mă rog, viața așa e în concreteța ei, fără niște fonduri financiare pe care familia mea mă ceartă că le cheltuiesc în felul acesta. Eu, așa cum bine spuneți, aș putea să fiu acum alături de familia mea din România, undeva să-mi cumpăr o insulă în străinătate, dar fiindcă în România prietenii pe care dumneavoastră i-ați votat mi-au închis televiziunile, a trebuit să găsesc o țară care să mă adopte și care să-mi dea șansa să fac din nou o televiziune. Această țară a fost Italia, care mi-a oferit mai multe facilități, desigur, în acest moment, decât alte țări europene, fiindcă altfel atunci aș fi ales o altă țară europeană. Eu sunt una dintre cele mai civilizate. Toată lumea spune că sunt prea civilizat, că sunt prea blând, că sunt prea calm, că acest lucru este luat, cum se zice în popor, ca o dovadă de prostie. Se zice că ești prost de bun. Și eu, de multe ori, am pierdut din acest motiv. De-aia nu vreau să mai pierd încă o dată și de-aia nu aș vrea să pierd bunătatea dumneavoastră și prețuirea pe care, desigur, mi-o acordați. Acestea fiind zise, putem să mergem mai departe, sper să avansăm și încă o dată, cei care sunteți foarte, foarte mulțumiți de viața pe care o aveți, vă rog frumos, vă implor, nu vreau să vă supăr, votați-l în continuare pe Băsescu și pe Ponta și pe Crin și mai stați încă 24 de ani în Italia. Dacă vă place, evident, Doamne, Doamne ferește, nu am venit să vă încurc. Sunt însă trimis din România de 1.300.000 de români de acolo, unii zic că sunt foarte puțini, alții zic că sunt mulți, alții zic că sunt suficienți. 1.300.000 de români spun că tot ceea ce afirm eu este în regulă și că vor să meargă pe acest drum. Mai chiar mai avea nevoie de încă 1.200.000 dintre dumneavoastră, cei din străinătate, fiindcă aceste milioane de români, din păcate, nu pot interacționa între ele, fiindcă guvernul de la București a făcut de așa manieră încât românii să nu poată comunica între ei. Eu încerc să fiu liantul acestor milioane de români și împreună 3, 4, 5 milioane de români, dacă s-ar putea, să schimbe lucrurile din țară. Sigur, știu că schimbarea îi deranjează pe ciocoi, îi deranjează pe bogătași. Închipuiți-vă că pe 2 noiembrie sau pe 16 noiembrie anul curent, dacă dă Dumnezeu să câștigăm aceste alegeri, noi pe 17 noiembrie am trece la confiscarea, sunt aproximativ 300.000 de imobili în România care ar fi confiscate, sunt 300.000 de case, de blocuri, care ar putea fi date oamenilor săraci. În România sunt mai mult de 5 milioane de oameni săraci care, sigur, închesuiți într-un fel sau altul, ar putea intra în aceste imobile. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat în România acum aproximativ 70 de ani, 60-70 de ani. Nu e nimic nou în istorie, dar cred că trebuie făcută dreptate, fiindcă aceste imobile au fost făcute din banii furați de la cei 5 milioane de români care nu au case. Vă dau un exemplu. Evident că această măsură nemulțumește profund pe cei aproximativ 100.000 de proprietari al celor 300.000 de imobile. Poate că doamna de adineauri se numără printre aceștia sau poate că are o rudă printre aceștia. Nu pot să mulțumesc pe toată lumea. N-a reușit el să mulțumească Iisus pe toată lumea. N-a reușit el să mulțumească Ceaușescu. Dar aminte eu, un reprezentant al prostimii din România. Ce privește banii, ca să profit de această paranteză, încă o dată vă spun, sunt unul dintre puținii români care a lucrat doar în mediul privat. Am avut un hazard, am avut un destin fericit din punct de vedere. Nu pot fi acuzat de nimic. Toți banii pe care eu am obținut sunt doar din afaceri private pe care le-am făcut. Sigur, se poate spune că afacerile private au fost ilegale sau nu. Și aceste lucruri ați văzut, sunt în cercetările organelor de anchetă. Dar
eu am câștigat mai mulți bani, legal vorbind, pe statul de plată, decât avere am, în sensul că lucrând în câmpul muncii, așa cum constatați și doamna, de aproximativ 24 de ani, având niște salarii destul de bune, am mai mulți bani ridicați ca stat de plată, ca salariu adunați în 24 de ani, decât imobile dețin, mașini, haine, etc. În sensul că așa a fost să fie. Am cheltuit, se pare, mulți bani fără să cer chitanță la schimb. Deci sunt unul din cazurile fericite în care legea 18 a ilicitului nu numai că nu poate găsi vreo ilegalitate, ci din potrivă mi s-ar putea da și un premiu. În sensul că faceți o socoteală, dacă salariul meu mediu a fost, să zicem, de 50.000 de euro sau 50.000 de dolari pe lună, de 24 de ani încoace, că au fost și luni cu 100.000, au fost și luni cu 3.000, faceți o socoteală, nu? Ori 200 de luni, ori 200, dacă avem 12 luni, ori 20 de ani, 240 de luni. Hai să punem 260 de luni, nu? 270 de luni, ori 50.000, cât ar veni? Sigur, dacă înmulțești acești bani cu valoarea unor imobile, în fine, care între timp a mai crescut, ajungi la anumite sume. Deci, activitatea mea este atât de transparentă de 24 de ani la televizor, încât e greu, sigur, să te acuze cineva de ceva. Dar, sigur că primim cu interes toate criticile, toate acuzele și, desigur, le răspundem tuturor cu un zâmbet pe buze de satisfacție, fiindcă să știți că numai în pomul cu roade se dă cu pietre. Sigur că aș fi curios sau aș fi chiar fericit că la un moment dat energiile dumneavoastră de acest tip foarte, foarte bune să fie canalizate totuși împotriva celor care au nenorocit țara până acum, a celor care au condus țara, celor care v-au trimis aici în sănătate. Ar fi extraordinar, desigur. Dar știți cum se spune în scrierile vechi, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Faptul că eu, în loc să-mi trăiesc fericirea, în loc, vorba unei telespectatori de acum câteva seri, domnule, nu înțeleg de ce nu-ți bagi mâinile în buzunare și de ce nu pleci și nu pleci liniștit pe o insulă undeva departe. Mă întreb și eu de multe ori, când suna doamna de adineauri, chiar la asta mă gândeam pentru o fracțiune de secundă, dar, repet, promisiunea rămâne promisiune. Sunt unul dintre puțini oameni care apar la televizor și tot ceea ce spun, tot ceea ce afirmă, tot ceea ce promit, chiar și fac. Sigur că sunt mulți alți oameni care sunt foarte serioși, dar sunt necunoscuți publicului larg. Dar dintre cei care apar la televizor, și suntem aproximativ, nu știu, 1.000 de persoane care apar la televizor, cred că sunt unul dintre puțini. Mărturisesc că îi cunosc pe ceilalți 999, 3 sferturi dintre ei sunt creația mea, au fost lansați de mine, nu ca și eu buricul pământului, dar am cea mai veche emisiune de televiziune din România, așa a fost viața, absolut, aproape toți au debutat la mine în emisiune. Victor Ponta a debutat prima oară la televizor într-o emisiune de-a mea, Lin Antonescu a debutat prima oară la televizor într-o emisiune de-a mea, Traian Băsescu a debutat prima oară la televizor într-o emisiune de-a mea. Este situația, pur și simplu, fiindcă emisiunea mea este din anul 1994, aceste persoane au devenit celebre la începutul anilor 90, până în 94 nu era decât TVR și SOTI, care nu invitau politicieni în emisiune. A apărut, sigur, Antena 1, pe care tot eu am făcut-o la vremea respectivă, împreună cu Dan Voiculescu. El era patronul, eu eram director general, dar nici Antena 1 nu invita politicieni. Abia după aceea, eu plecând la Tele 7, la televiziunea Supernova, o televiziune, mă rog, locală, bucureșteană, am început să invit politicieni. De la Supernova am trecut la Tele 7 ABC, o televiziune cu amplitudine națională, unde emisiunea dintre sute de ziare făcea vogă în epoca respectivă. Asta era în anul 1996, 97, 98, 99. Apoi au fost tot felul de piedici, care Emil Constantinescu, președintele de atunci, a dat ordin de arestarea mea, au venit să fiu arestat, în fine, până la urmă nu m-au mai arestat, pentru simplu motiv că a făcut o emisiune cu Corneliu Vadim Tudor, care vorbea despre faptul că Emil Constantinescu avea o amantă, ar fi avut o amantă, pe numele Irona Harner, și așa mai departe, evenimentele s-au succedat, apoi a venit anul 2000, și așa mai departe. În anul 2000 eram singurul moderator de televiziune care îl primea pe Ion Iliescu în studio, fiindcă Ion Iliescu fusese interzis la televiziune. Ion Iliescu a revenit în felul ăsta la putere. Apoi Ion Iliescu l-a interzis pe Vadim Tudor la televizor și eu am fost singurul care l-am invitat pe Vadim Tudor, am rupt acea cenzură, acele blocade. În felul ăsta, în 2002, televiziunea mea a fost închisă și eu am pierdut foarte mulți bani și familia mea plângea.
Mulți dintre dumneavoastră poate atunci râdeați, ai mei plângeau, ai mei spuneau pentru ce, de ce ai trebuit tu să prăpădești banii cu televiziunea asta în România, de ce să faci tu pentru popor? Și am spus, nu-i poporul constituit din oamenii care astăzi sunt fericiți pentru durerea mea. Poporul e constituit într-o masă mare de oameni pe care noi nu o vedem, care este tristă și care plânge pentru mine. Acum nu știu dacă era adevărat sau nu, dar asta spuneam rudelor mele, părinților mei, care plângeau. Un an și 7 luni a fost doliu la mine în casă. Toți banii câștigați duceau pe apa sâmbetei, rezumile fusese închise, angajații plângeau la rândul lor. Dau seama, erau 800 de angajați trimiși în șomaj într-o secundă, printr-o decizie a lui Adrian Stase și a lui Ion Iliescu de atunci. Apoi anii au trecut, televiziunea a revenit în 2004, televiziunea din nou a făcut furor, sigur, cazurile Lodia și așa mai departe, până în 2012, când televiziunea aceasta a făcut un partid mic, apoi un partid mare, mai mare, partidul a luat 15%, partidul a luat 3.000 și ceva de consilieri locali, 3.000 și ceva de consilieri județeni, aproape 40 de primari în România, apoi partidul a luat 68 de parlamentari, apoi încă un parlamentar a trecut la noi, în această migrație, 69 de parlamentari. În acel moment, Băsescu s-a întâlnit cu Crin și cu Ponta, la o masă ca și asta, la Palatul Cotroceni, și au hotărât pe 22 ianuarie 2012 și au semnat un acord trilateral în care au hotărât închiderea OTV-ului. Înțelegeți? Adică închiderea mea. Traian Băsescu atunci a ordonat judecătorilor, condamnați-l de urgență, arestați-l acum pe acest nenorocit care încearcă să ne tulbure nouă furtul Ciolanului. Cam asta e viața mea în 5 minute. Sigur, după 22 ianuarie 2012 eu am pierdut aproximativ 50-60 de milioane de euro. Nu știu, n-am făcut o contabilitate exactă, dar peste 2 milioane de euro pe lună, fiindcă sateliții, salariile au trebuit plătite în continuare, curentul, electric, sediile, chiriile, ratele la bănci. În timpul ăsta încasările erau zero, fiindcă televiziunea nu mai emitea. Apoi, după 3 luni de zile, cea de-a doua televiziune a mea a fost și închisă, televiziunea DDTV. Apoi am cumpărat încă o televiziune cu bani grei, care se chema Top 1 TV, o televiziune românească. Imediat Traian Băsescu cu Victor Ponta, împreună cu Crin Antonescu, au retezat și Top 1 TV. Apoi m-am enervat și am cumpărat cu alți bani One TV, a patra televiziune în anul 2013, de acum. Crin Antonescu cu Ponta, cu Băsescu, au închis și One TV. Bani după bani, bani după bani, foarte mulți bani. Unii bani am luat din contul fiicei mele, pusesem bani în cont la care să aibă acces când împlinea vârsta de 18 ani. Alți bani am luat din contul mamei mele, din contul tatălui meu. Bine, ca fiecare, erau bani pentru zile negre. Am luat toți acești bani ca să țin flacăra aprinsă, speranța poporului meu, poporul român, care avea încredere în mine, sigur, într-o proporție de 1.300.000 de oameni. Acum lupta continuă, fiindcă n-am putut să fac nimic în România, am mutat toate ostilitățile în Italia, Cățel, Purcel, m-a dus aici, am găsit aici niște prieteni buni, extraordinari, italieni, români, am preluat ceea ce ai făcut să le bun până atunci și am încercat să dezvoltăm, încercăm să ne mutăm într-un alt sediu, încercăm să facem lucruri extraordinare, să facem un program cât mai divers, cheltuim bani, pierdem bani după bani. Emanuel, nu știu câte sute de mii de euro pierdem fiecare lună, eu pot să vă spun că pierd mai mult decât pierde Emanuel. Pierdem bani, din banii noștri de acasă, din banii copiilor. Dar nu îi pierdem, cum să vă spun eu, cu plăcere și cu lumină în suflet, gândindu-ne că la un dat s-ar putea ca românii să zică bravo, bă, lui Emanuel ăsta că a ținut aici candela la Romit, bravo, bă, lui Diaconescu ăsta că a ținut pe TV Italia, a ținut lumina aprinsă, până când vine lumina și pe strada noastră vine soarele. Da? O să vedem ce va spune istoria. Există și reversul medaliei. Țuțea spunea la sfârșitul luptei sale, Petre Țuțea spunea, am făcut 13 ani de închisoare pentru un popor de idioți, spunea Țuțea, Brâncuși, de asemenea, spunea, v-am lăsat proști și săraci, iubiții mei români, acum 20 de ani mă întorc în România și vă găsesc și mai proști și mai săraci. Dar să sperăm că aceste ziceri vor dispărea cu timpul și românii se vor deștepta.